Tu și cereți pineață la cei care au furat milioane. Miliarde, nu milioane. Să nu au furat milioane cu miliarde. Lumea nu murie de foame în Moldova. Stoianoglu trebuie să închide. Casă, autobuz, procuratura trebuie să confiște, să îmbogățească, să trăiască normal. Eu de-am închis ușa. De-am închis ușa. Doamne ferește, și procuror. Omul a venit și nu poate intra. În 2006 funcția de procuror costa 10.000 de euro. Sărac. Acum a venit aici, a deschis. 5.000 de euro funcție de procuror. Licența. Așa au plătit ticălosul nesâmpțitul viceprocuror Sângerea Unicorciuc. 10.000 de euro. Fișorul lui Grecul în șerioa de pușcărie. Gata, a încuiat procuratura. Gata, procuratura e încuiată. E confiscată procuratura, gata, e privatizată. Stoianoglu a luat procuratura generală. Gata. Nu închide procuratura, că nu-i pușcărie, eu, Ioară, nu suntem la pușcărie, tu cu Grecul. Deschideți procuratura, băi! Hoților! Deschideți procuratura, hoților! Talibanul Stoianoglu! Mujahedinu! Acum nu închid că de pe unul nu închid câteodată! Nu fur câteodată! Bă, Stoianoglu, la primire, primire! Oameni buni, care au la moldoveni și stericoloși, au venit să dea gagauzul jos! Niciun Stoianoglu! N-are nicio legătură chestia asta! Nu e legătură! El e... E procuror incompetent, n-are importanță că e găgăuz, că e rus, că e... Păi nu mai glumi cu chestii etnice. Doamne polițiste, vreți vă rog să constatați că e încuiat procuratura generală? Eu cred că e un abuz, o ilegalitate, cum să încui o instituție publică? Păi dar nu-i pauză, e ora 3, cum să încui procuratura generală? Poate, gata, un cuiet, o privatizat. Gata, și-o transmis-o prin moștenire lui Plahotniuc sau lui Platon. Cui o transmis-o? Gaj. Adeta casă, oameni buni. Gata, s-o termina. Ce țară democratică avem? Nici în lume nu-s așa. Nu mai vine să fie Radoul să duci procurorul singur. Numai Germania, președinte și Republica Moldova, procurorul general. Ne vine alăghi, dar noi, eu peste 3 săptămâni am dosar penal, de oară tot. Vreau la pușcărie, degeaba, să mă închideți, deschideți procuratura generală, că nu e a voastră, hoților! Teroriștilor! Încuiet procuratura generală. Nu de mama voastră, Cheliana Balana, încă din 96, cu palucea și așa. Stoianoglu cheamă fulgerul, te-au luat o static, au încuiat procuratura. Acum noi vedem curtea de apel. În dosar nu sunt dovezi, nu se înregistrează, nu se audiază martorii. I-am dat judecătoare Muntean Vasilisa Poftim, Isa Manci la comandă, femeia, polițiză, ăsta, Nicifociuc, Tocarciuc, Crâșe, este Crâșe, pus în funcție, singur în concurs. Ia ca și procuror numiți voi în concurs, pe telefon, din Nicifociuc, de cine vreți voi. Asta, în țara asta se vinde orice funcții cu astea bani. Oameni buni, oameni buni. Adică toate alea merg la joste funcții și la pușcărie. Diferite justiții competențe, nu ca în justiția asta, bătiotă care mă este. Jos procurorul, de pe
bani închisari, nu lăsați să plecați. Ioanul Glochie, Bandita de Miron, Aliana Miron. Procurorii care au falsificat dosare penale, care au lichit și-o dat ani, cui, cui și eu am vrut. Am menționat faptul că aceste oricare care stau în clădirea asta nu trebuie să Republica Moldova, fiindcă orice plânge care le vin la dânsii pe procuraturile teritoriale, regionale, pe ofițeri de urmărire penală, le trimit tot acolo. Așa am auzit și. Ei sunt niște poștari care dau presa, numai dau presa, dar nu examinează absolut nimic. Deși au oameni pe drumuri ani de rândul. Eu am aici, am depus vreo 600 de plângeri pe procuraturile teritoriale timp de vreo 10 ani. Și toate au fost pasate, când au fost cercul mare, când își ducrează, când își apel și iar înapoi și iar înapoi. Sunt cauze care au 5 greșani și nu s-a hotărât absolut nimic. Însă și faptul de ei, dovedesc faptul că anume, zic că cei care mă plâng eu, care au făcut infracțiunea, nu s-au luat măsuri și au măjurit cu organele statului, dar cu 6 noveți, așa, da. Să liberi și mai departe fac alte prostii, fiindcă ei sunt încurajați prin așa inacțiuni sau acțiuni ilegale. Ei sunt, vă zic, aceste organe și-a provoacă din nou, noi și noi. Că da, îi mângâie pe cap și îi împinge de la spate, ai repetat. Menținerea bătăriile cele banditiești a procurorilor. Oleg, domnul Oleg, mai vreau să încțineți un caz. Procurorul Procuratorului Anticorupție, Vitalii Codreanu, care a trăit la noi cândva 45 de ani la quartier, la mama mea, la casă pământ, el îmi procuror și plângerea mea a venit la dânsul și el ne spune că n-a să faci tu dreptate. El a scris plângere pe zictorul și pădurez Nicolae Basian, care a pus în aplicare două titluri nule, anulate, anulate de instanță, da. Dar și celor care le-a emis. Și el spune, mai faci dreptate. Zic că el, dacă te numești crimă, el tot e un bandit. Fiindcă eu încă într-un ziar de gardă, zic că el a furat o quartieră de la strada Grădinilor 60, a furat o intrat exitorul procurorul anticorupție Vitalii Codreanu, a furat un apartament de 4 odăi și el a pus în economie. Dacă ai știut asta, de ce n-ai anunțat organele corupție? Nu, că ziarul de gardă a spus. A, ziarul a scris. Ziarul a scris că procurorul anticorupție Vitalii Codreanu și el continuă să lucreze. Să continuă să lucreze. Sunt faci nedreptate el. Ei se legați acolo unul cu altul, jucătorul, procurorul, posibil să și polițiștii. Da. Șer demisia lui Codreanu. Nu o să intre. Dosar penal să nu o să intre. Codreanu. Pe Vladimir Adam. Drâng. Trebuie să pui parola aici, așa, nu e simplu. Ca toți cască, Giorni Zavilioci, dverea Croița. Asta procuratura nu mai lucrează, s-a dat demisia, șeful nu mai lucrează. Nu, e în concediu, e suspendat. Sui autobusul după mare, ia uitați, aici. Din corpore, da. La Turcia, la în Afganistan. Procurorii și judecătorii sunt drogați, ca așa e legat. Procurorul niciodată nu fabrică dosar. Ne consultându-se cu judecător. Tot sebe. Nici nu mai vrut să intre omul cealaltă. Zeița dreptății cu ochii legați și picioarele cimentate, betonate. Nu trebuie să faceți ordinele nici la ministru, nici la nimeni, nici la nimeni. Am primit de poliție, îți plătiți din banii publici a oamenilor și pur și sor la timp să fie poliție. E nu faci, doar în gând, las ca să-ți spun. Îți mai pierd aminte. E nu aici. Și-ați cu minte. Că au venit cu girofarul, băi, scoate banii sau și scoate ăsta. Domnul Elozovan, am fost furat în 97 de marfă din apartament, de un apartament. S-am zis să te duci general la pensie și nu vrei să investighezi cazul. Am depus două cereri la ministra noua justiție, Mai, Ana Rebenco. Veniți oameni buni, mă furat de un apartament, focul ieri. Sunt am prieteni, lucrează poliția în parada asta, lucrează procuratura, lucrează voi instituții de stat. Dar de ce aveți girofar? Luați bani sau ce faceți? Nu știu, mașină de bandiți cu girofar, o zic așa trebuie. Nu știu, vezi că are pistol. Incasatorul a venit după bani. Dar noi nu avem bani. A cui?
pe ăsta iasă, știi cât e încăsată. A, păi da, pentru cine a venit? Pentru procuror general. Și de ce are girofar? A, păi ăsta stă pe ăsta, băi, băi. Serviciu de pază de stat, da? Protecție și... Da, persoane... Aici e Procuratura Generală și-o încuiet ușele. Probabil l-a luat o static pe Stoianoglu. Nu știu, cred că-s bandiți, sunt talibani înăuntru. Ei, ei trebuie 7 ani, ișelul trebuie trișat pe acolo. Dar nu trebuie țemnul tău aici, lasă-mă, domnule. Ce le faci? Ișelul, nu-i semnul. Și eu este, noi suntem tindit pe Alessandru. Procurorul trebuie să-i dimis. Fiindcă nu se îndeplinește aplicațiile. Asta vii, altul dușit și altul. Dacă nu faci treabă în care. Ați vrut să intrați, doamne? Da, culmea, ăștia mi-au luat... Mi-au reținut trotineta acolo, proprietate privată. Nu mă lasă să intru să o iau. Băi, ore de lucru, cât e acum? Nici patru noi, nu? Așa spun. A, e două. E două. Ore de lucru. Da, da. Ani, da, pe tine, dar 4 ori, хотя бы. Ora două.